fată, ce mă fac? Fac pe mine, nu mai pot să mă țin până acasă. Și eu la fel, hai să intrăm aici la cimitir, că e întuneric și nu ne vede nimeni. Bine, dar cu ce ne ștergem? Eu cu chiloții și apoi îi arunc. Ei, oi găsi eu ceva pe aici. A doua zi se întâlnesc soții. Unde au fost, mă, nevestele noastre aseară? Că a mea avea ni fără chiloți. Tu te plângi? A mea avea în fund o pamlică pe care scria: nu te vom uita niciodată, frații Ionescu. Iubitule, eu sunt geloasă? Puțin așa. Mai țin minte când te-ai supărat că nu apari în poza mea de buletin? Taci, nu mai aminti! Ce zici, vecină, nu ți-ai dori o mașină automată de spălat vase? Nu, nu cred. Sunt mulțumită de soțul meu actual. Ești exagerat de frumoasă. Cu ce te ocupi? Sunt medic veterinar. Wow, super, vreau să-mi iau un cățel, dar cum nu stau pe acasă, nu prea am timp să mă ocup de el. Vreau unul mic, să mănânce puțin spre deloc, că e scumpă mâncarea de căței. Deci ce cățel îmi recomanzi? Un cățel de usturoi. Doctorul către pacient: cum ați reușit să răciți așa? Am stat 3 ore pe un balcon îmbrăcat foarte subțire. Cât de subțire? Doar cu ceasul de la mână. Diferența între amantă și soție. Amanta îți șoptește suav la ureche: după ce ieși din duș, vină în pat, eu te aștept. Nevasta îți urlă: pă, să nu dea dracu să uzi pe jos, că abia am curățat baia. Un muncitor tânăr, sănătos, căsătorit de 3 ani, are 4 copii și stă la etajul 1. La parter stă un polițist însurat de 11 ani, dar fără copii. La un moment dat, polițistul de la parter îl întreabă pe muncitorul de la 1: măi, vecine, ești căsătorit de 3 ani și ai deja 4 copii. Noi suntem căsătoriți de atât timp, dar nu reușim să facem copii. Nu ai un sfat pentru mine? Simplu. Ca să faci copii, îți trebuie doar un săpun și o mătură. Da? Bine, un săpun și o mătură. Și ce fac cu ele? Diseară, când te întorci de la serviciu, o bași pe nevastă ta sub duș și o speli cu săpunul de sus până jos. Așa, de sus până jos. Și apoi, ce fac cu mătura? Apoi bați cu mătura în tavan și cobori imediat. De ce plângi, iubii? Am gătit și eu prima dată în viața mea și tu ai dat mâncarea la câine. Lasă că ne luăm alt câine. La școală, profa întreabă copiii: spuneți, copii, care e cel mai păros animal ce există? Ursul, spune un elev. Vulpea, spune altul. Iepurile, pisica, leul, etc., ceilalți. Ionel ridică și el mâna. Doamna de franceză. Păi cum, măi, tâmpitule, ce ți-a venit? De unde ai scos și prostia asta? De la domnul de desen, care a zis că i-a trebuit un an până a pârlit-o. Tânăra nevastă fierbe ouă pentru micul dejun. Soțul o întreabă: de ce ouăle astea sunt așa tari? Cât le fiert? Păi 30 de minute. Cum 30? Ouăle se fierb 5 minute. Da, dar erau 6 ouă. La intrarea unui bloc, un domn venit din provincie întreabă un bărbat: aici locuiește familia Mielu? Nu, dar avem în bloc familia Berbec. A, ei trebuie să fie, că nu i-am mai văzut de vreo 20 de ani. Mesaj motivațional. 1. Dacă nu-ți place locul de muncă, fă un împrumut la bancă. O să înceapă să-ți placă. 2. Mai fă un împrumut. O să începi să-ți iubești șeful. 3. Căsătorește-te. O să înceapă să-ți placă să stai și peste program. Un văduv și o văduvă pensionari se cunoșteau de multă vreme. Într-o seară, la o mică festivitate, stăteau la o masă față în față. În timpul mesei, el o privește de multe ori galant și îndrăznește să o întrebe: vrei să fii nevasta mea? Fără să se mai gândească mult, ea răspunde: da, da, vreau! Se despart afectuos, mergând fiecare la casa sa. Dimineață, el se trezește și derutat se gândește: a zis da sau nu? Nu mai știa. Agitat, o sună la telefon și, după ce îi spune ce frumoasă a fost seara petrecută împreună, îndrăznește să o întrebe dacă a răspuns da sau nu. Cu mare bucurie, ea îi răspunde: da, din toată inima, și sunt foarte fericită că m-ai sunat, că nu mai știam cine m-a întrebat. La internare în spital. Pijama ți-a dus? Da. Mâncarea ți-a dus? Da. Medicamente ți-a dus? Da. Pansamente? Da. Dar domnul de lângă dumneavoastră cine e? Medic, în cazul în care nu aveți. Iubitule, trebuie neapărat să-mi cumpăr câteva rochii noi. Dar ai șifonierul plin de rochii. Da, dar mi le-au văzut vecinii pe toate.
Atunci hai mai bine să ne mutăm din cartier, că e mai ieftin. În timp ce examina o femeie, doctorul îi spune: inima, plămânii, pulsul și presiunea arterială, toate sunt bune. Acum vreau să văd puțin partea care vă bagă pe dumneavoastră, femeile, în tot felul de necazuri. Femeia începe să se dezbrace, dar este întreruptă de doctor. Nu, nu, nu vă dezbrăcați, doar scoateți limba. Soțul ajunge târziu acasă. Soția: unde ai fost? Am jucat biliard. E ora 3. Bilele nu picau bine în buzunar. Treci la somn. Se puse în pat, îi veni un SMS. Încetişor luă telefonul și se duse la baie. Citi: a fost minunat, mi-a plăcut foarte mult, haide să o repetăm. El răspunse: și mie la fel mi-a plăcut mult, hai să o repetăm mâine. Reveni. Soția îl întreabă: unde ai fost? La baie. Ce ai făcut? M-am spălat pe mâini. Și de ce mi-ai luat telefonul? Ion și Vasile se întorceau din câmp. Ion mâna caie, iar Vasile era lângă. Bă, Ioane, a trecut un motociclist fără cap. Hai bă, Vasile, lasă-mă, cum să fie fără cap? Peste 2 minute. Ioane, a mai trecut un motociclist fără cap. Ion întoarce capul și se uită. Bă, Vasile, trage și tu coasa aia în căruță. Se urcă un om într-un taxi de la gară și pleacă spre casă. La primul semafor era roșu. Taximetristul accelerează și trece. Omul zice: ce faceți, domnule, treceți așa pe roșu? Dacă pățim ceva. N-ai tu treabă, șeful, sunt meseriaș. Mai trece un semafor pe roșu și încă unul și la următorul se face verde și taximetristul oprește. Ce faci, ne treci pe roșu și la o verde te oprești? Păi dacă vine un meseriaș din dreapta. Vine ginerele acasă, își scoate cămașa, se întoarce cu spinarea la soacrășa și îi spune: scuipă! Ce ai, ți-e rău? Cum să-mi scuip eu ginerele? Am zis să scuipi, scuipă! Dar de ce? Doctorul a spus că reumatismul se tratează cu venin de viperă. La ora de matematică, învățătoarea întreabă pe copii: 3 vrăbi stau pe o cracă, pe una o împușcăm. Câte rămân pe cracă? Niciuna, pentru că celelalte își au zborul. Matematic nu este corect, Gigele, dar îți apreciez totuși logica. Doamna învățătoare, aș dori să întreb și eu ceva. 3 femei mănâncă înghețată pe stradă. Una o mușcă, una o linge, cealaltă o suge. Care dintre ele este căsătorită? Învățătoarea se gândește. Cea care o suge? Din păcate nu, ci cea care poartă verighetă, dar vă apreciez totuși logica.